Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Victoria, semnat de Knut Hamsun, volum publicat în anul 1898 și la noi tradus la editura Humanitas. Johannes este fiul unui morar și este foarte atașat de Victoria, fiica moșierului bogat din zonă. În copilărie, cei doi sunt de nedespărțit, însă timpul trece și Johannes trebuie să plece în oraș pentru a învăța. Când se întoarce în satul său, la adolescență, tânărul descoperă că lucrurile s-au schimbat. Deși dragostea lui pentru Victoria este încă vie, Johannes descoperă că tânăra s-a transformat într-o domnișoară mondenă, o domnișoară care nu mai bagă în seamă. În plus, Victoria este logodită cu Otto, un aristocrat pe care Johannes nu-l suportă, și în acest moment tânărul descoperă care este de fapt diferența de clasă între ei doi. Romanul urmărește relația fiului morarului cu fiica moșierului și toate tragediile prin care cei doi trec pe parcursul vieții lor. Victoria de Knut Hamsun este o poveste de dragoste tragică aflată sub semnul unei stele nefaste. Diferența socială, moravurile vieții, dar și drumurile pe care cei doi le aleg sunt principalele impedimente a fericirii lor. În acest roman, iubirea se împletește strâns cu singurătatea, orgoliul iese la iveală, iar lupta dintre viață și moarte este bine reprezentată prin intermediul personajelor care apar în scenă. Eternitatea și efemerul planează asupra celor doi protagoniști, Victoria fiind un roman ce portretizează societatea norvegiană de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Protagoniștii sunt realist reprezentați. Johannes, deși inițial este un fiu de morar, decide să plece și să învețe. În oraș, băiatul duce dorul fetei, însă descoperă o nouă pasiune și anume cea a scrisului. Pe parcurs, Johannes scrie din ce în ce mai mult și ajunge să fie cunoscut în diferite cercuri sociale, astfel reușind să obțină un loc destul de bine văzut de către cei din jur. Un autor renumit, Johannes este urmărit de alți oameni și este apreciat, însă acest lucru este umbrit de viața lui personală care nu se realizează așa cum Johannes și-ar fi dorit. Victoria, dintr-o fetiță alintată, se transformă într-o adevărată domnișoară care își ascunde adevăratele sentimente. În societate, Victoria apare într-o anumită lumină, însă pe parcurs ies la iveală tot felul de lucruri care demonstrează că fata nu se simte deloc în largul ei. Iubirea neîmpărtășită, indeciziile unuia și orgoliul celuilalt sunt acele lucruri care pun sub semnul întrebării adevăratele lor sentimente. Totuși, pe parcurs, iubirea începe să capete alte nuanțe, iar felul în care cei doi încearcă să o depășească este unul tragic. Victoria este un roman alert și plin de sensibilitate, punând accent pe o iubire eternă. Aceasta este umbrită de către societatea vremii, așteptările personajelor și, nu în ultimul rând, de către soarta crudă. Vă recomand să lecturați Victoria dacă vă plac romanele de dragoste tragice și dacă vreți să aflați mai multe despre înalta societate din Norvegia secolului al XIX-lea. Atât pentru astăzi, să aveți zi cât mai frumoasă! Pa, pa!